În cadrul școlii altfel, elevii județului Mureș și nu numai au avut ocazia de a vizita Târgul Educațional Mureș și Târgul de Arte și Meserii, care au avut ca scop orientarea în cariera tinerilor elevi de liceu sau școală generală. Universitățile, școlile post-liceale, colegiile, liceele vocaționale și școlile populare de artă și-au prezentat oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016. Noi am sprijinit, inspectoratul școlar, am sprijinit această manifestare încă de la început și vom fi în continuare deschiși pe asemenea manifestări, pentru că societatea Târgu Mureșeană trebuie să cunoască care este oferta educațională a unităților de învățământ din municipiu și chiar din județ. Totodată, săptămâna trecută, copiii au avut ocazia să afle ce înseamnă meseria de pompier. Copiii au fost impresionați de tot ce au văzut aici, au putut intra în autospeciale, au putut proba anumite echipamente de ale noastre și cel mai mult ei au fost impresionați de stingerea focului la tavă și, bineînțeles, demonstrațiile făcute de alpiniști. Agitație mare a fost și la muzeele din Târgu Mureș. Școlarii au avut șansa să participe la diverse activități organizate cu ocazia săptămânii altfel. Sunt destul de interesați copiii să învețe, mai ales cei mici, sunt foarte atenți de tot ceea ce pot să aplice pe viu, deci tot ceea ce pot să facă ei cu mâna lor la muzeu. Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș a fost gazda festivității de premiere a celor mai buni elevi mureșeni care au obținut media 10 în ultimii 2 ani. Aceștia au fost premiați și felicitați de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean EON România și autoritățile locale. Premiul oferit fiecăruia dintre copiii de nota 10 a constat într-un laptop performant și o diplomă pentru meritele deosebite obținute prin muncă și perseverență. Sarban Denisa Șerban. Șerban Denisa. Școala gimnazială Tudor Vladimirescu, Târgu Mureș, Marton Andreea. Felicitări, concurs de mis aici, nu știu ce mi-a fost. În cadrul săptămânii dedicate activităților educative extracurriculare și extrașcolare, Televiziunea Târgu Mureș a fost gazda elevilor care au fost curioși să afle câte puțin din tainele jurnalismului.